Bun, de salutare lume! Am revenit cu un nou episod. Așa. Da. Și uitați ce am găsit aseară când mă mai jucam pe mapă, când am mai minat și am mai strâns ceva de-astea, ceva de-astea. Am făcut ceva diamante din colci cu fier și cu astea. Am ars ceva netherrack de ăsta, adică am luat așa și la fel și clay-ul. Și am găsit și niște quartz când am fost atunci. Cât e un stack? Deci unde ăsta? Mâncare, mai nimic altceva. Și o să vă arăt mine ceva ce Creeper Shard-ul ăsta, dacă nu știți. De fapt, nici eu n-am știut și m-am speriat. Dar au zis că mor. Așa, strângem tot clay-ul. Ok, bun. Băgăm aici și așa și mai trebuie două. Două ender cold-uri. Așa. Sunt singur acum pentru că, deoarece și fiindcă eu astăzi nu m-am dus la școală și ăsta Robiță e tocmai aplicat. Așa. Facem niște bricuri din astea, dar mai încolo, puțin. Mă cam ține și vocea, da, de-abia m-am trezit. Să facem niște din nether brick-uri, să facem și noi guard, stați să văd. Merge așa? Un bloc se face așa, nu? Așa? Da. Ok, acum mai facem ceva... blocuri. Ok. Ok. Le punem aici. Ca să fie. Și uitați ce am făcut eu cu tot nisipul ăla. Așa. Și am mai făcut și nu, rana, o să luat. Casa principală acolo să fie o casă. Dar hai să vă arăt ce face Creeper Shard-ul ăsta. Aici. Asta face. Are decât două folosiri. Deci îl pot folosi decât de două ori. Niște cobblestone și mai arunc niște dart. Ah, și mă duc să-l încarc și să-l bag în backpack. Trebuie să am grijă de el, totuși. Sunt pe hard? Da. Repair. Mi-e frică cu el. Pentru că dacă dai click dreapta pe orice bubui. Deci bubui, efectiv. Dacă dai puțin pe lângă. Așa am făcut eu prima dată cu el. Și era să bubui pe casă. Că era mutant creeper rupă lângă casă. Mâncare avem. Așa. Unde ești, mă? Ești aici, a, fraiere? Unde ești, mă? Hai, știi ceva? Mă dure pe mine la bașchete. Deci cam așa o să arate casa. Am făcut din dirt schema.
Și haideți să începem rana echip. Și dacă mai e nevoie, mai fac glas. Glas. De ce glas? Așa. Tu aici. Tu acolo. Nu acolo. Acolo. Și tu de shit. Greșeli de construcție. Căcat. Așa. Ca serv vreau să fac din dirt. Și de aceea. Așa. Bun. Deci de-abia am făcut primul strat. Cum facem al doilea strat? Știu că cu 4 stack-uri făceam primele două. Cam așa am început aseară, am făcut primele două și am zis, bag piciorul în ele, nu mai fac nimic. Ah. Deci, uitați, cu două stack-uri cât am făcut, da? Stați să lumine și pe aici, că n-am chef de mobi. Cam așa va arăta casa. Știu, e mare. Rău. Și decât să vă plictisesc cum fac eu astea aici, mă gândeam să pun stop și să încep din nou când am terminat-o sau când mai am ultimul strat. Așa. Așa și tot așa am de făcut până ajung la și cred că o să mă jucă. Eu prima dată am vrut să-mi fac din sandstone, dar am uitat cum se făcea sandstone și am băgat nisipul la prăjit și până la urmă a zis bag piciorul așa, las. Și-o fac din sticlă. E bine cu cât mă apropii mai de vârf, cu atâta se reduc stacurile, deci shit. Ok. Și apoi o să mă locuiesc și acolo la colțuri, sau nu știu dacă o să mai pun și colțurile.
Oricum, este o construcție destul de mare, dar se face repede cât timp ai resursele. Dacă nu le mai ai, nu se mai face repede. Stați puțin să bea și o gură de suc. Dați un pic să rezolv și eu că am puțin lag pe aici. Și acum se aplaudează în episodul numărul, nu știu, 5 mi se pare. 5 și 6. În care nu 6 ar veni, da, 6, dar care nu m-am auzit și l-am băgat pe speed într-un colț stânga sus. În dreapta aveam ăla, cum se zice, race minimap-ul. Deci cu un stack deja am început să fac oda asta. Oh, și mi-ajung. Eram sigur că se întâmplă și asta. Ok, de pe un bloc pot să sar aici. Nu puteam dacă nu era blocul ăla. Și totuși a început să ia o formă destul de frumoasă și destul de ok și destul de tare. Și de-abia aștept să termin. Se termina mai repede dacă eram în doi. Dar na, ce să și faci. Acum am folosit decât 20 de bucăți, din câte am văzut. Uite. Așa. Și așa. Și trebuie să fac cumva cum să o luminez. Și nu știu cum. Ah, cu glowstone. Gata. S-a rezolvat ștecheria. Și ajuns, dacă sparg aici o să rămână blocul ăla. Așa. Bun. Și acum să punem blocurile astea. Cu un stack cred că o să le pun pe toate. Nu știu, zic și eu așa, dar nu cred.
frumos s-a făcut. Și mare. Și îmi place că e mare. Așa. 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 Și tot așa. Până termină toată asta. Trebuie să merg în fost acasă să iau asta cum se zice, glowstone. Mamă de mare. Noroc cu Ender Cowl-ul și cu pixelul ăsta, Ender Pixel. Că am spart repede și na. Dacă era să stau cu altceva, cred că îmi luau 2-3 episoade. Apoi să vedem și intrarea. Pardon. Așa. Stați puțin. Scuze dacă am să auzit ceva cum am rjit pe microfon. Pam, 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 și pam, și pam. Și e o casă gigant, pot spune. Și lumină, ziua o să avem la discreție, noaptea nu prea. Ba, o să avem, că o să pun torțe. Și sus, acolo în centru, de exemplu, nu știu, așa, cred că pe aici, opa, cred că pe aici ar fi centru, la aia. Și să fac unde asta cu apă. Că aș vrea să fac și în aer ceva cu o platformă. Deci mă gândeam, de exemplu, aici. De aici rămân două, acolo una. Asta e singurul dezavantaj. Sau dacă aș face așa. Aș putea așa, dar dacă pun într-un bloc, nu-i bine. Nu poți să treci ca lume. A, nu, uite, pot să sparg tata aia. Da, da. Ia stai, puțin. Trebuie să vedem acum cum e cu designul. Și aia din parte. Stai. Așa. Să fie așa. Habar n-am, nu știu. Dar deocamdată o iau așa. Și deoarece eu cred că nu o să am loc aici, cred că o să mai fac încă un etaj aici. Da, mai facem un etaj. N-aia. Pam. Băgăm totul acolo
Și tot ce ține de sand, sandstone, etc. Aici. Ok. Sandstone, sand. 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 Asta-i sand. Putem sandstone. Da. Și cred că o să-mi ajungă. Deci acolo, da? Ok. Deci o să pot să intru până aici. Da, e ok. Ok. Sandstone. Bun, și cam acesta a fost episodul. O să termin eu asta off-camera. Și o să revin cu următorul episod. Bye bye!